Până mai ieri, microbuzele, dar și autobuzele societății Transbuz circulau frecvent de la Buzău prin Mărăcineni, Căpățânești, Potoceni, până la Mătești, fără restricții. De astăzi, operatorii privați de transport nu mai au voie să circule prin aceste localități, ci doar până la podul de peste râul Buzău, la Mărăcineni. Nu aveți licență? Ba da, suntem în regulă, avem toate documentele, toate actele, dar care e motivul? Nu știu. Oamenii sunt revoltați sunt, dar sunt pe bună dreptate, că vorba toți vor să ajungă la casele lor și, mă rog, să-l lași pe om în mijlocul drumului și să spui că nu mai îl duce acasă și a plătit. Dacă nu plătea, mai zicea, mă, frate, n-a plătit. Această situație îi nemulțumește pe navetiști care vor fi nevoiți să meargă kilometri pe jos. Ei plăteau 1,5 lei pe acest traseu și ajungeau acasă rapid, la fel ca și în oraș. Am tensiunea 19, deja, am 19 cu 4 și acum eu cu ce să mă duc acasă? Ba n-am bani de dimers până acasă, nu am bani. Iau, iau tratamentul, ce să fac mai întâi? Nu-i nu corect, nu-i corect. Unde trebuie să ajunge? Ajunge la Potoceni. Deci, ce suntem Ce veți face? Păi ce, ce să ajunge să Ajungem să la domnul primar, să te ducem undeva. Suntem naveti și ne trebuie autobuzele băgate pe traseu. Că să mergi de la Căpățânei sau de la Mărăcine la pe autobuz e foarte greu și pentru noi navetești și pentru bătrâni. Nici autobuzele 2, ce aparțin societății de transport public Transbus, nu mai pot circula în afara orașului. Azi dimineață un autobuz care circula pe ruta lui 2 a rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost depistat circulând dincolo de podul de peste râul Buzău. Dimineața pleca soțul cu ora mare, după aia s-a retras și alea mare. N-au mai trecut. Și m-a anunțat ca să plec mai din timp, că după aia... Ce pe ce să facem? Noi sperăm să ne dea înapoi, în doiurile, că asta era ales la schimbul 1, plecam la 5 și 20 era cel mai bine. Călătorilor nu le rămâne acum decât să circule cu mijloacele de transport ale operatorului de traseu care deține licență de la Consiliul Județean. Este vorba despre o firmă care efectuează curse pe ruta Buzău Lopătari, dar care are o frecvență de trecere de cel puțin o oră. Inspectorii Inspectoratului de Stat pentru controlul în traficul rutier și cei de la RAR îi verifică în continuare pe cei care nu au licențe de traseu și efectuează călătorii din Buzău către localitățile învecinate.